tinde să vină cu exagerări în ceea ce privește siguranța statului român și cred că în acest moment caută soluții de a ieși de la guvernare. Din punctul meu de vedere, sunt mai mult decât obraznic și cred că asemenea discuții n-ar trebui să aibă loc în statul public și cred că, până la urmă, instituțiile statului ar trebui să ia măsuri din acest punct de vedere, pentru că li se permite prea mult în această perioadă și nu cred că este cazul. Este un moment de criză și socială și economică în toată Europa și cred că avem alte priorități decât a discuta despre aberațiile pe care le propun cei de la UDBR.